Dragii mei, mă bucur că suntem și cu această ocazie împreună. Sunteți telespectatorii noștri care urmăresc televiziunea Exclusiv TV și pentru care facem eforturi deosebite ca în această perioadă să vă prezentăm personalități ale județului Bacău. Astăzi o să discutăm un pic despre orașul Comănești. Oraș care, pot să spun, în urma unor ani întregi de studiu pe teren, vreau să vă spun că l-am denumit un oraș închis. Deci am spus un oraș închis, i-am spus pentru faptul că nu există foarte multe informații din această zonă. Este un oraș în care presa nu prea există sau nu există deloc, iar dacă sunt oameni care încearcă să prezinte știri din Comănești, foarte greu reușesc să facă acest lucru și nu o spun întâmplător pentru că am trăit și o experiență personală cu lipsa de transparență din Consiliul Local Comănești și mai ales din partea domnului primar Viorel Miron. I-am mai spus eu Comăneștiului așa în editorialele pe care le-am scris și în ziarul Bacău Press, dar și în rețelele de socializare, Comănești un oraș confiscat. Poate vă surprinde acest lucru, dar să știți că nu sunt vorbe întâmplătoare. Am prieteni în Comănești care spun că s-a instaurat așa o teamă, o preocupare a celor care conduc Comăneștiul de a închide gura la foarte mulți oameni. Este regretabil, este o emisiune care am putea o pune alături de emisiuni pe care le face Silviu Mănăstire, Dosar de politician. O altă chestiune, și cu aceasta închei în mica mea introducere, este faptul că știați, dragi telespectatori, că în județul Bacău există și un baron. Acest baron este Viorel Miron. Ei, singura persoană, cel puțin din câte știu eu, care a avut curajul să vină și să-i țină piept și să vină cu dezvăluiri în legătură cu primarul Viorel Miron, este astăzi în studioul nostru. Este vorba de domnul Viorel Tamba. Mulțumesc frumos! Domnule Viorel, bine ați venit! Mulțumesc! Și spuneți-mi, vă rog, care sunt gândurile dumneavoastră pentru început? Sunteți prima oară la televiziunea noastră. Da, așa este. O să încercăm să vorbim un pic mai clar, ca să se audă bine în microfoane, da? Un pic mai tare. Ok. În primul rând, spuneți-ne motivele vizitei dumneavoastră aici la emisiunea noastră Personalitatea Zilei. În primul rând, am venit să-mi expun ideile privind orașul Comănești, proiectele mele, din prisma candidatului la primăria Comănești și, bineînțeles, să pentru o notorietate, să vă spun ceea ce nu este în regulă per total în orașul Comănești. Pentru această campanie v-ați făcut un proiect, veți veni cu câteva propuneri pe care le veți face cetățenilor din Comănești? Desigur, deja am venit cu câteva proiecte care, din păcate, nu prea au fost pe placul domnului primar actual. Multe proiecte de ale mele sunt criticate la alte televiziuni, de exemplu, cea de la Iași, și în Consiliul Local, și în discuțiile cu cetățenii pe care le am avut multe. Aici s-ar impune o întrebare. În cadrul acestei emisiuni o să pun întrebări și către domnul Viorel Miron, pentru că dânsul va avea posibilitatea să răspundă, să ne are un drept la replică, pentru că vom vorbi foarte multe lucruri despre activitatea dânsului de primar și despre ceea ce vă propuneți dumneavoastră, domnule Tamba, ca viitor primar al Comăneștiului. Și încă de la început o să precizez aici dacă
dânsul se va simți lezat sau interesat de a da un drept la replică, spun încă de la început că poate face acest lucru prin adresa de e-mail tvbucureștiarondeahu.com sau la telefon 0722410597 și noi cu mare drag o să dăm acest drept la replică. Dar de ce am intervenit aici, domnule Tamba, e vorba că s-ar impune o întrebare pentru domnul Miron, de unde a avut sau de unde dă banii televiziunii Iași, cu ce bani își face dânsul campanie electorală. Și nu numai, pentru că dânsul de aia nu suportă presa din județul Bacău, el suportă doar televiziunile așa mai îndepărtate de județul nostru. Am observat și eu că merge mai mult la emisiuni unde altcineva nu are drept la replică sau moderatorul nu-i pune întrebări pe bune. Da, și tocmai de aceea că am văzut că într-una din emisiuni chiar făceau referire la dumneavoastră, că l-ați atacat sau cum? Spuneți-mi, ce spunea el acolo? Doar mi-am expus proiectele pe care le-am pentru orașul Comănești. Proiectele mele nu au fost pe gustul lui și am mers la emisiunea respectivă doar să mă critique în mare parte. Deci așa a văzut dânsul posibilitatea de a contracara proiectele dumneavoastră. Dar de ce este teamă domnului Miron de dumneavoastră? Nu știu, de exemplu, am un proiect pe care el a spus că nu este ok și nu este realizabil pentru crearea locurilor de muncă. Din anul 2004 până în prezent, în orașul Comănești, nu s-a luat nicio măsură pentru crearea de noi locuri de muncă. Eu am propus înființarea unui parc industrial. Și cea mai bună zonă unde se poate înființa acest parc industrial este în zona industrială a orașului, fostul CPL, unde au lucrat 5.000 de persoane și care a devenit practic o ruină. Toată lumea știe acest lucru, că este o ruină. În mare parte, proprietatea este privată. Drept urmare, am cerut și un plan de urbanism general prin 544/2001 către primărie și primăria nu mi-a oferit absolut nicio informație, ceea ce este contrar legii. De altfel, multe alte informații le-am solicitat primăriei Comănești și niciun răspuns până acum, deși trebuia să vină în termen de 30 de zile. Cam. Dar să știți că și în 10 zile puteau să răspundă, pentru că la 30 de zile doar în situațiile în care sunt mai multe materiale de redactat. Deci dacă nici după 30 de zile n-ați primit răspuns, e clar că a venit un moment în care, zic eu, și discutam cu cetățenii, să știți că cei din Comănești doresc să vă susțină, domnule Tamba. Chiar am discutat cu ei și au spus, domnule, vrem, așa, bate vântul schimbării la Comănești. Și poate acesta ar fi momentul în care, eu știu, poate un primar, dacă, așa cum este domnul Miron, din anul 2004 tot e primar acolo, probabil că s-a plictisit sau probabil că a început să creadă că orașul ei aparține. Din punctul ăsta de vedere, ce pot să spun? A avut timp de 4 mandate să ia câteva măsuri în sensul ăsta, să atragă investitori străini, să facă un parc industrial. Dar timp de, vorbesc în ultimii 10 ani, au plecat 3.000 de comăneșteni în afară. Orașul Comănești este un oraș frumos. Domnul primar a avut câteva proiecte de succes, dar, din păcate, comparând orașul Comănești cu o casă, orașul nostru rămâne o casă de vacanță, unde comăneștenii se întorc numai în vacanța de la jobul care l-au în străinătate, ceea ce nu mi se pare normal. Eu vreau să fac ceva neapărat în privința asta. Multă lume poate spune că eu candidez fiind împins de partid sau doar de dragul că vreau să ajung primar. Pe mine nu mă interesează voturile și chiar dacă nu voi ajunge primar, vă promit că și din Consiliul Local voi iniția aceste proiecte și le voi expune public și voi cere susținere. Deci sunteți candidatul din partea USR-ului, da. Da? La Comănești. Care ar fi, să spunem, noua orientare a dumneavoastră politică? Ați mai fost în alt partid până acum? Nu, n-am mai fost niciun partid. E primul partid în care sunteți și aveți sprijinul domnului Viziteu de la Bacău? Da, a vizitat Comăneștiul? A fost și în Comănești. Dânsul ce spune? Că este un oraș frumos, dar totuși mort din punct de vedere a populației. Adică lumea preferă să
plece să lucreze în alte localități. Cum am spus și eu, și prioritatea zero a unei primării ar fi niște strategii de a păstra locuitorii și, în plus, de a atrage alți locuitori în orașul nostru. Mai concret, ia să intrăm. Ce nu v-a plăcut la actuala administrație? Deci, în primul rând, lipsa de transparență, nu? Lipsa de transparență, și da. Noi am avut experiența asta ca presă. Noi am cerut la un moment dat, de exemplu, planul de achiziții. Da? Și am primit doar, nici măcar o sinteză, o pagină cu câteva poziții, pentru că eram interesați. Și aici se pune întrebarea, de exemplu, ar fi o întrebare foarte importantă să ne spună, pentru că n-am reușit, vă spun sincer, intrăm pe site-ul primăriei, iar domnul primar este greu de găsit la primărie. Vreau să vă spun că din 7 vizite care le-am făcut la primărie, o singură dată l-am găsit și nu era dispus să răspundă la întrebări. De exemplu, măștile, da? Pentru că sunt acum, e perioada aceasta, să ne spună și nouă de la ce firmă, să ne dea și nouă numele firmei de la care a cumpărat măști. Câte măști au fost și să ne spună mai transparent. Am dat un singur exemplu. Deci, ar putea să vină publicul mai multe chestiuni. Doi la mână, domnule Tamba, pe dumneavoastră nu vă miră faptul că nu, foarte rar, dar nu cred, poate au fost colegi care au filmat o dată de două ori. De ce domnul primar nu dorește să se filmeze ședințele Consiliului Local? Da, este o întrebare foarte interesantă. Chiar și eu mi-am pus-o de foarte multe ori. Și chiar cred că este o lipsă foarte mare de transparență, pentru că toate celelalte consilii locale procedează astfel și este ceva normal în Uniunea Europeană să ai o ședință ținută public și online, unde toți cetățenii pot să vadă ceea ce se întâmplă și ce se votează în acea ședință. De altfel, pot să mai adaug faptul că pe ordinea de zi, toate punctele sunt puse doar de domnul primar. Deci consilierii locali ori le este teamă de a pune un proiect pe un punct pe ordinea de zi, ori nu au interesul să o facă. Sau poate nu sunt lăsați să vină cu proiecte. Am mai discutat cu consilierii locali de la Comănești și mi-au spus cel puțin cei din opoziție, chiar dacă ar pune un proiect local pe ordinea de zi, oricum nu se aprobă, pentru că PNL-ul are majoritate. De exemplu, zilele astea cred că a fost propus un proiect pentru a premia niște elevi foarte buni la învățătură cu câte 1000 de lei. Deci doi elevi au reușit într-un final să fie premiați cu câte 1000 de lei. Pentru a sprijina educația, trebuie să oferi niște burse elevilor cu rezultate excepționale. Ei, în Comănești nu se practică acest lucru. De-abia se pot scoate niște burse și asta din opoziție. Ceea ce nu mi se pare normal. Opoziții, burse, premii mă refer. Da, da. Vreau să vă spun un lucru. Poate nu știați sau dacă nu aflați prin intermediul televiziunii noastre, pentru că sunteți candidatul pentru funcția de primar și dacă sunteți, veți ajunge primarul Comăneștiului, sperăm că dumneavoastră nu veți face greșelile pe care le face Miron și Consiliul Local în acest moment. În regulamentul Consiliului Local de funcționare există ilegal o opțiune ca toți consilierii să voteze dacă se filmează sau nu. Având în vedere că ședințele sunt publice. Deci în regulamentul Consiliului Local de funcționare a Consiliului Local există această chestiune. Ceea ce este o ilegalitate și asta ar fi doar una. Și vă mai pot spune foarte multe. Deci, ce are de ascuns contracandidatul dumneavoastră? Ce credeți că, care ar fi motivele pentru care nu dorește, ca lumea nu era simplu dacă n-ai nimic de ascuns? Am discutat și cu alți primari din județul Bacău. Și domnul Ungureanu, dacă n-ar avea nimic de ascuns, n-ar fi nici împotrivă să se filmeze ședințele. Deci înseamnă că există anumite motive. Bine, eu cred că dacă avea ceva personal cu exclusiv sau cu dumneavoastră, cred că apela la oricine la altcineva. La o altă televiziune, sigur că. Adică nu e problema de noi sau de altcineva. Problema este că nu numai noi nu filmăm, nu filmează nici alte televiziuni. Decât doar, eu știu, poate un moment festiv, acele evenimente de sărbătorile de iarnă, da, unde vine toată lumea. Dar vorbim de ședințe de... Deci nu există transparență. Aici putem să reproșăm unul din elementele pe care... Deci,
Cred că ar fi bine și dumneavoastră în agenda dumneavoastră să vă notați acest lucru pentru comăneșteni. Transparență decizională, am văzut de altfel că a scris pe rețele de socializare, transparență decizională completă, pentru cât este legal documentele să fie puse la dispoziție, ședințele, procesele verbale ale ședințelor. Bun, ce alte chestiuni credeți? De aia spun că într-o contrapartidă pentru comăneșteni, pentru că spuneam mai devreme că cetățenii din Comănești vor o schimbare. Și atunci dumneavoastră trebuie să veniți cu o alternativă. În afară de lipsa de transparență, parcul industrial, de care spuneți că veniți cu această propunere, ce alte lucruri mai doriți să le propuneți cetățenilor? De exemplu, o altă mare problemă este stația de epurare plus stația de tratare și captare a apei. Așa. Cel puțin stația de... Dați-ne câteva detalii mai aprofundat. Stația de tratare de la Ciobănuș nu a mai fost modernizată de la înființarea ei din 1963. Doar s-au făcut câteva investiții pentru stratul de filtrare. Și altceva nimic. Țevele tot 45 de ani vechime au. Avem cel mai apropiat cartier, Lăloaia, unde atunci când plouă, cetățenii nu au apă. Atunci când am spus acest lucru, domnul primar în emisiune de la ea și a spus că nici în 1000 de ani nu o să facă nimeni acest lucru. Normal, dacă a fost făcut un master plan de care nu s-a ținut cont. Deci trebuiau făcute investiții de milioane de euro în stația de epurare. Este cel mai vital punct, pentru că practic depinde sănătatea noastră de acest factor. În plus, toate izvoarele din Comănești, existau zvonuri că nu sunt potabile, deși s-au investit în aceste izvoare zeci de mii de euro. Izvorul de peste linie, izvorul din Șupan. Am hotărât și împreună cu filiala USR să facem probe de apă la acele izvoare. Am luat recipiente sterile de la DSP, am respectat orice normă de prelevare a monstrelor. Și apa s-a dovedit că nu este potabilă și este plină de bacterii. Deci este pusă în pericol sănătatea oamenilor. Și asta cu bună știință a primăriei. Și plus de asta, s-au făcut și investiții ca să poată încuraja omul să bea apă din acel punct. Nu mi se pare, o aberație să te lauzi cu un izvor care este un pericol pentru cetățenii din Comănești. Deci nu mai vorbim de faptul că am discutat la telefon, cred că acum un an sau doi ani, cu domnul Miron și îl întrebam, domnule, când aveți de gând să puneți filtrul ăla pentru a nu mai fi poluat trotușul? Și știu că s-au primit foarte multe amenzi. L-aș întreba cu această ocazie pe domnul primar și să-l întrebați și dumneavoastră, organizația USR din Comănești. Din banii cui s-au plătit amenzile la mediu? Pentru că au fost foarte multe amenzi. Noi am făcut o adresă și către mediu și ne-au răspuns că s-au luat măsuri, ne-au dat, nu intru acum în detalii, dar pe mine mă interesează dacă amenzile au fost plătite din banii comăneștenilor. Da, din banii comăneștenilor au fost plătite. Deci iată încă un lucru care... Și a mai venit cu o propunere în acest sens. Să desființăm apa Seru. Pentru că o firmă care deține o astfel de infrastructură apă canal și care nu poate investi în modernizare, este o firmă moartă. În acel moment, domnul primar la televiziunea de la Iași a zis că avem 50 de locuri de muncă care vor dispărea, pentru că apa Seru, pentru că alți operatori regionali, cum e Crabu, au numai 5 sau 4 muncitori. Eu vreau să vă declar că acest lucru nu este adevărat. Pentru a menține o astfel de infrastructură apă canal, ai nevoie de mână de lucru, de angajați. Iar acei angajați care lucrează acum la APASER vor lucra la Crab Bacău sau la alt operator. Nu zic neapărat că Crab Bacău este fenomenal, pentru că vedeți și dumneavoastră cam câte probleme sunt și cu apa și câte au fost și în Onești, dar sunt mai mulți operatori de apă canal care pot fi contactați și acești operatori au posibilitatea de a investi în toată infrastructura de apă și de canal și de a moderniza
stația de epurare și stația de tratare de la Ciobănuș. Da, deci veniți cu idei foarte bune, pentru că sănătatea comăneșenilor este prioritară din punctul nostru de vedere. De aceea noi chiar ca și televiziune am căutat să investigăm modul cum s-a poluat. La un moment dat a fost și o conferință la nivel județean și mi-aduc aminte de celebra frază pe care o spunea domnul primar: eu merg cu țigara aprinsă pe sub apă. Dacă vă aduceți aminte, dragii mei, adică o sfidare și față de administrația județeană, o sfidare și față de instituția prefectului la momentul respectiv, asta e un aspect. Al doilea aspect era vorba de poluarea de gunoiul care nu se mai ridica la un moment dat și era depozitată pe o platformă undeva în Comănești, în plină vară. Deci, atât, domnule Miron, noi n-am uitat lucrurile acestea și mă bucur că în sfârșit există un om în Comănești care vine să spună lucrurilor pe nume. Și mă bucur, domnule Tamba, pentru că dumneavoastră aveți sprijinul oamenilor din câte am discutat și tinerii vin către organizația dumneavoastră. Sunteți președintele organizației, da, din Comănești. Da. Asta ca o întrebare pentru tineri, dacă mai primiți în organizație tineri. Desigur. Da? Deci, chiar am făcut unde aveți sediu în Comănești? Momentan nu am sediu. Trebuia să vă pună tot primăria la dispoziție. Știu, am făcut cerere la primărie și nu mi s-a acordat absolut niciun sediu, deși este și acest lucru ilegal. Mai trecem încă o ilegalitate aici. Ați făcut cerere în scris, da? Deci aveți documente pentru această chestiune. Cerere la registratură. Ce să zic, mai avem o problemă cu siguranța locuitorilor orașului Comănești. După cum știm, avem foarte multe spargeri în cartierul Răloaia. Acum mai nu avem foarte multe spargeri și în cartierul Vermești, de când a fost cu pandemia de COVID și s-au reîntors mulți comăneșteni acasă. Aceste lucruri în continuare sunt tratate cu superficialitate. În ultimii 3 ani au avut loc 140 de spargeri la nivelul orașului Comănești și doar 19 hoți au fost prinși. Nu s-a făcut o investiție în camere de supraveghere pe străzi, iar polițiștii locali nu sunt organizați cum trebuie. Eu sunt de părere că polițiștii locali ar trebui și sunt necesari, mai ales într-o comunitate la nivelul orașului Comănești. Dar ei trebuie să fie organizați în așa fel încât să patruleze toate cartierele și să aibă parte de investiții, atât pentru mașini cât și pentru echipamente. Acum sunt folosiți doar de a da amenzi cetățenilor în diferite locuri. De exemplu, vă spun un lucru concret. Se dă doar pe o porțiune de drum amenzi, iar mai încolo, dacă nu se respectă legea cu distanța față de calea pietonală, acolo nu dă nimeni amendă. Acolo este în regulă să parchezi ilegal. Din nou, nu mi se pare normal. Ce să zic? Deci e o chestiune preferențială, să spunem așa. Nu știu, probabil domnul primar are conflicte cu anumiți afaceriști în oraș și folosește oarecum instituțiile statului, nu știu, e o supoziție, nu acuz sau... Da, e normal. Noi nu facem aici acuzații, dar totuși anumite concluzii se pot trage. Dacă în anumite situații se aplică legea și în altele nu, e clar că acolo ceva nu este în regulă. Poliția locală trebuie să aibă grijă de oameni și dacă spuneți că a crescut infracționalitatea, aici ar trebui văzut dacă poliția locală nu cumva trebuie restructurată sau trebuie, eu știu, poate nu au oameni suficient sau poate au prea mulți, nu știu, habar n-am. Sunt în deficiență de personal. Deci mai trebuie să au 3-4 oameni mai puțin, da. Și trebuie pur și simplu nu să stea la punct fix, trebuie să meargă să patruleze și să asigure siguranța cetățenilor. Mai mult, mai este un proiect propus de domnul primar în 2016, când era campanie electorală, cu anveloparea și izolarea blocurilor. Orașul Comănești are oarecum un aspect de oraș comunist, pentru că nu s-au schimbat fațada blocurilor tocmai de când au fost construite. Sau pe aici, pe acolo s-au schimbat și izolat, dar estetic nu arată deloc bine. Ceea ce este un alt punct pe care ar vrea să-l reiau
și nu am să promit 100 de blocuri, cum a promis domnul primar, pot să promit că în fiecare an, mai ales că acum sunt fonduri europene și se alocă sume foarte mari de bani de la Uniunea Europeană pe această temă, să anvelopez 5-10 blocuri în timp, ajungând la o normalitate și la o imagine estetică frumoasă a orașului. Știți ce apreciez eu la dumneavoastră, domnule Tamba? Faptul că nu promiteți lucruri foarte mari, că sunteți foarte sincer și realist. Asta ar fi una din calitățile dumneavoastră, calități pe care eu le apreciez și sunt convins că oamenii vor vedea că nu prin promisiuni foarte mari se fac lucrurile, ci doar printr-o prioritizare a proiectelor și o bună administrare a banilor. Din câte am înțeles, eu am discutat cu câțiva cetățeni, ne spuneau așa. Sigur că are și domnul Miron, are și gașca lui de postaci pe internet care laudă tot timpul, care sar imediat la bătaie în ghilimele pe internet dacă spui ceva despre primarul lor, că orașul e foarte frumos, că nu știu. Da, sunt și lucruri bune pe care le-a făcut, nu contestăm noi lucrul acesta, dar totuși în afară de a asfalta câteva străzi, care ar fi faptele lui de glorie în hai să spunem, în mandatul acesta? În mandatul acesta nu au avut loc asfaltări. Nici asfaltări nu prea au fost. În mandatul trecut, dar da. Vreau să spun că eu nu critic primăria. Primăria a avut și lucruri pozitive. Și bănuiesc că poate sunt și în aparatul primăriei, oameni de calitate. Dar văzând faptul că, da, sunt oameni de calitate în primărie, dar văzând faptul că comăneștenii preferă să părăsească orașul, să lucreze în altă parte, eu cred că administrația locală și-a atins limita. Și că e nevoie de ceva nou, ceva cu viziune și asta e părerea pe care o susțin. Da. Ce alte chestiuni vreți să mai afle cei care vă vor vota în funcția de primar? Cartierele lăturale în cea ale orașului Comănești, cum e Lăloaia, Podei, Podină, Leorda și Poteni, Vermești, cartierele astea nu au locuri de joacă pentru copii. Și nu este de ajuns doar o singură creșă. Pentru că dacă vrei să investești, să creezi locuri de muncă, vei avea nevoie mai târziu investiții în educație. Și educația este primordială, pentru că cu cât copiii noștri sunt mai educați, cu atât ei vor avea un viitor mai bun și își vor găsi mai ușor locuri de muncă, chiar aici, acasă, pe baza proiectelor pe care eu le-am propus. Deci locuri de joacă pentru copii. Da, chiar mă miră lucrul ăsta, n-am analizat acest aspect. Deci aceste cartiere ale Comăneștiului sunt pur și simplu abandonate din acest punct de vedere de către administrația Miron. Cum ar fi cartierul Lăloaia, care nu are nici măcar asfalt sau gaz? Vă dați seama, în 2020 să locuiești într-un cartier unde trec mașinile cu viteză și respir tot praful de pe drum? Este ceva de neimaginat. Păi mai punem o întrebare atunci domnului primar cu această ocazie. Domnul primar, Lăloaia din 2004 și până acum chiar nu a fost în atenția dumneavoastră deloc? Cred că e o întrebare bună. Și vă așteptăm, domnule primar, să veniți aici la Exclusiv TV să ne răspundeți la toate aceste întrebări, pentru că așa e corect, să răspundeți, nu cum fac colegii noștri de la alte televiziuni, care ar fi trebuit totuși să-l invite să acorde un spațiu de o emisiune domnului Tamba și să răspundă și dânsul la toate afirmațiile pe care le-a făcut domnul Miron. Sau, de exemplu, în cartierul Șupan, unde el poate susține că a asfaltat, dar de fapt acolo a asfaltat Partidul Romilor, a minorității. Totodată, cartierul Șupan nu este conectat la niciun fel de canalizare. Toți locuitorii, toate deversările se duc în râul Trotuș sau în pânza freatică. Fântânul se găsesc, fântâni în Lăloaia, fântâni în Șupan, în cartierul Lăturnalnice, măcar fântâni dacă nu este apă pe timp de ploaie. Sunt niște lucruri care trebuie rezolvate și cred că este necesar să fie rezolvate într-un oraș cu adevărat civilizat. Deci, da, nici nu mă gândeam. Acum dumneavoastră mi-ați deschis un pic ochii. S-a mai făcut câte ceva la centru, cum se spune așa, dar în zonele... Nu, orașul unde... este frumos, deși parcurile au fost date uitării. Parcul central.
Așa, cum? În parcul central, cum, ce credeți că ar mai trebui făcut sau ce nu s-a făcut? Aleile nu sunt modernizate. Iluminatul din parc, nu de pe stradă, din parc, deci, este tot acel de pe vremea comunismului. Trotuarul este făcut, este mâncat de timp. Parcul mare care a fost acum achiziționat, nimeni nu împiedică primăria să cumpere bănci, să modernizeze aleile. Da. Înseamnă că dacă nu e iluminat cum trebuie, există un pericol pe perioada nopții, nu? Iluminatul funcționează, dar este, da. Mai trebuie e cumva modernizat. Lângă parc, mi se pare, mi-am văzut un panou care m-a mirat așa, nu știu care e scopul acelui panou, scria Mare Schweighofer și Consiliul Local sau Primăria Comănești. Există un asemenea panou în Comănești, l-ați văzut? În care este un parc mic din cauza faptului mic, da, că firma aceasta a investit în modernizarea parcului. A ajutat la parcul mic. Da, da, da. Și într-adevăr, spațiul de joacă a fost cumpărat, a fost modernizat cu acum. Bine, pe panou nu scrie că a fost, aici scrie, da, doar Schweighofer și Consiliul Local, dacă nu mă înșel, cu Omănești. Da. Atât. Acum, pentru un turist, ce înseamnă chestiunea asta? Că orașul aparține Schweighofer sau că Consiliul Local s-a asociat cu Schweighofer? Pentru că dacă ar fi scris pe el, pe panoul ăla, poate mai există vreun alt panou, nu l-am văzut, dar dacă ar fi scris pe ăla, parc reabilitat cu sprijinul Schweighofer, foarte frumos, felicitări. Dar când pui un asemenea panou doar cele două instituții, mi se pare un pic ne la locul lor acele cuvinte. O asociere între o firmă privată și o firmă și o instituție de stat, bugetară. Firma Schweighofer, HSPNOS, cum se numește acum, a făcut foarte multe investiții în oraș. Investiții în spital de 1 milion de euro, investiții în laboratorul de COVID-19 care s-a construit acum recent. Ce să zic? Pe partea aceasta avem nevoie, cum am mai spus, de alți investitori. De investitori, da. Și clar de ridicarea ofertei pe piața muncii. Deoarece acum comăneștenii au de ales între 3-4 angajatori, iar aceștia au o resursă nelimitată, umană, pentru locurile de muncă. Dacă vor fi mai mulți angajatori, mai multe locuri de muncă, atunci cererea va fi mult mai mare și automat vor crește și salariile în orașul Comănești, salariul mediu. Asta este punctul meu de vedere. V-ați uitat pe declarațiile de avere ale funcționarilor din aparatul primăriei, inclusiv a primarilor, în ultima perioadă? Știți de ce vă întreb? Pentru că era o celebră Dacia 1300 în declarația de avere a domnului primar acolo. Adică, domnule primar, ne luați așa peste picior Dacia 1300. Eu aș pune o întrebare aici. Este adevărat, domnule primar, că folosiți mașina instituției și în scopuri personale? Neavând decât o Dacia pe care eu n-am văzut-o niciodată. Cred că ar fi bine ca dumneavoastră, ca și candidat, să-i spuneți domnul primar să vină cu Dacia, să o vadă cetățenii, să o vedem și noi. Acum, nu știu dacă în ultima declarație de avere mai era acea Dacia 1300. Cred că este o chestie de... Adică vrea să ne arate că nu, domnule, eu am mașină, nu merg cu mașina instituției. Nu, din câte știu informațiile pe care le am, domnul primar a câștigat la loto acea mașină? Da, dar când a câștigat-o? Vorbim de anii 90. Și cred că o păstrează... Ca și tot, colecții. Tot pentru noroc. Să aibă noroc. Tot pentru noroc. La lege. Vedeți, domnul primar, că a cam ruginit mașina aia, s-ar putea la actualele alegeri să nu vă poarte noroc. Chiar o să mă interesez încă o dată să vedem dacă Dacia 1300 a domnului primar Viorel Miron, care dânsul zice că a câștigat-o la loto, îl credem pe cuvânt, că noi îl credem foarte, noi avem mare încredere în domnul primar Viorel Miron. Mai ales că nu are niciun, cum spui eu, niciun fel de emoție când transparența decizională nu prea există la... Privind transparența, da, mai am un punct pe care l-am adăugat în programul meu. Facilitarea transparenței prin digitalizarea tuturor departamentelor primăriei Comănești.
și implementarea unei platforme online asistată de o aplicație mobilă pentru plata serviciilor furnizate către cetățeni. Cred că digitalizarea este ceva foarte necesar, plus de acum avem o arhivă veche în primărie și se petrec ore întregi căutând un act în acea arhivă, când ar trebui toate documentele să fie scanate și găsite la atingerea unui singur buton. Da, da, trebuie digitalizare, asta e clar. Deci atât veniți cu o chestiune nouă, nu l-am auzit niciodată pe actualul primar să spune de digitalizare și așa, acum nu știu, aparatul primăriei este încărcat, cam câți funcționari, știți cam cum stau lucrurile cu organigramă? Clădirea e prea mică pentru câți funcționari sunt acum. Poate vă propuneți să faci și o primărie nouă, că e acolo, într-un colț, e veche de acum, e cam peste mână pentru comăneștenii. M-am gândit la clădirea gazelor, care se află acum lângă Fisc. Cred că ar fi ideală pentru o primărie. Sau o clădire nouă, de ce nu? Poate reușiți să atrageți fonduri europene sau de în alte surse guvernamentale. Da, iată câteva lucruri la care trebuie să ne gândim. Veniți cu niște idei noi. Și din punct de vedere al turismului, avem o singură zi din an când toți turiștii care au fost vreodată în Comănești vin la noi în continuare pe 30 decembrie să vadă Parada Ușilor. O paradă și o tradiție extrem de frumoasă pe care întotdeauna am apreciat-o și dacă mă urmăriți pe Facebook, veți vedea întotdeauna că am fost înfocat pentru astfel de datini. M-am născut și eu cu aceste tradiții în sânge, dar nu este suficient. Cred că promovarea turismului are nevoie de o altă abordare și am spus că avem nevoie de cel puțin patru festivaluri anuale, promovând artiștii din zonă într-un loc unde producătorii locali își pot vinde produsele. Da, exact cum este la Ghimeș. În fiecare an la Ghimeș Făget este un târg al gospodarilor foarte bun. Ghimeșul este de apreciat și de cum a transformat turismul în acea zonă cu acel bob și pârtea de schi. O comună sau... Deci pentru Comănești ar trebui făcute chestiuni de genul acesta, așa. Absolut, mai ales că avem spațiu pe Galion spre stația Lapoș, unde este un traseu care nu este deloc amenajat și s-ar putea organiza acolo foarte multe lucruri frumoase. Poate niște trasee călare sau niște... chiar o părție de schi la un nivel de periculozitate mai redus. Sunt idei la care sunt deschis și țin să spun că primăria ar trebui să dețină la nivelul acestui oraș un departament care doar cu acest lucru să se ocupe, cu atragere de fonduri europene. Da, iată, dragi prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Ce alte lucruri vreți să mai adăugați pe finalul discuției noastre? Așteptăm restaurarea parcului și a palatului Ghica. Sunt nerăbdător să văd și o fântână arteziană în parcul mare, aleile modernizate și toți comăneștenii care se plimbă să fie să aibă parte de această atmosferă de liniște. Presupunem că în acest moment vă întreabă un cetățean din Comănești: domnule Tamba, de ce doriți să candidați? Ce îi spuneți locuitorului din Comănești pentru a explica această candidatură a dumneavoastră? Un mesaj pentru cetățenii Comăneștiului din partea dumneavoastră, în vederea alegerilor, bineînțeles. Imediat după terminarea liceului, am fost șomer. Nu mi-am găsit niciun loc de muncă în Comănești. Apoi am găsit un loc de muncă foarte prost plătit. Ceva de genul 1 milion avans, 2,5 milioane plată. După aia am plecat în străinătate ca să-mi câștig banii ca să pot face o facultate. M-am întors cu banii de acolo și, angajându-mă la o firmă privată unde a reușit să fac performanță, m-am gândit că este momentul să luăm măsuri și să aducem cetățenilor ceea ce le lipsește: locuri de muncă și un oraș sigur și curat. Iată, dragi prieteni, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii,
bate vântul schimbării la Comăneci și apreciez curajul dumneavoastră, domnule Tamba, pentru că, încă o dată, nu e o glumă, nu oricine își poate permite să discute despre baronul, așa cum scrie și în presa vremii, baronul din Comănești sau cel care este stat în stat în județul Bacău. Poate a venit momentul în care din acest oraș care a început să se învechească odată cu administrația care, iată, s-a perpetuat din 2014 până acum, și tinerii, dar și ceilalți doresc să schimbe ceva. Tocmai de aceea vă felicit pe dumneavoastră și întreaga echipă și vă doresc mult succes în campania electorală. Mulțumesc. Și sperăm să vedem la Comănești un om, așa cum vă văd eu aici în cadrul emisiunii, un om deschis, un om foarte sincer, un om care nu promite lucruri fără acoperire, un om care vine cu câteva idei simple, dar extrem de moderne. Digitalizare, creșterea turismului în Comănești, îmbunătățirea nivelului de trai al comăneștenilor, oprirea poluării în Comănești și multe, multe alte lucruri. Și mai ales sănătatea comăneștenilor. Domnule Tamba, eu sper să mai veniți la televiziunea noastră pentru că avem foarte multe lucruri de discutat, pentru că acest oraș chiar merită, având în vedere că presa este cenzurată la Comănești și am exemple aici, pot veni cu dovezi în acest sens, pentru că nu este normal un oraș să nu aibă presă, iată, dumneavoastră să fiți nevoiți să veniți la Onești, pe când ar fi putut exista o televiziune, așa cum este Exclusiv TV, să fie colegi de-ai noștri acolo în Comănești, să fie televiziune, să fie radio, să fie ziar, așa cum este Bacău Press și așa mai departe. Multă sănătate, vă mulțumim pentru participare. Mulțumesc frumos. Și să ne auzim cu bine și să auzim vești bune de la Comănești. Tuturor vă spun, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, este încă o perioadă critică, sunt Eugen Ungureanu, la revedere!